psiholog, dar se ocupă în continuare de fericirea și de sufletele noastre, pentru că face niște haine absolut senzaționale, iar astăzi este alături de noi la Hai cu Fetele, Ruxandra Antochi. Bine ai venit, Ruxandra! Bine v-am găsit! Bine ai venit! Este în continuare psiholog, nu? Ești în continuare? Da, dar nu mai profesez de câțiva ani, dar da, sunt din fericire pentru noi! Cum ai ajuns să faci așa o schimbare în viața ta? Ce te-a determinat să te apuci să faci haine atât de frumoase? Că trebuie să recunosc că și ținuta mea de astăzi este tot o creație, dar așa, să revenim. Chiar te-am admirat, Giulia, de când ai venit. Mulțumesc. Să ne faci și nouă, adică să nu te abții. Cu drag. Dintotdeauna mi-au plăcut hainele. Eu sunt din Constanța și îi spuneam mamei mele, visam noaptea niște haine și a doua zi mă trezeam și spuneam, uite, vreau asta. Și mama îmi spunea, păi de unde să-l luăm? Aveam un singur magazin mai mare. Și mi le făceam la croitoreasă. Iar în momentul în care m-am rămas însărcinată, profesam ca psihoterapeut, neavând anticorp pentru bolile copilăriei, n-am vrut să risc, lucram într-un centru cu copii cu probleme defavorizate și am zis, ok, în perioada cât sunt însărcinată, fac asta, că nu pot să stau, sunt foarte activă. Și m-am apucat să fac o colecție, am început să produc și pentru alți designeri, prima dată am produs, făceam producție, business-ul a crescut super repede, adică în 3 luni aveam vreo 10 angajați. Bun așa. Și așa am rămas. Abia aștept să ne mai spui câte ceva de detalii din spatele succesului, dar în același timp vreau să văd câteva creații din colecția nouă de toamnă-iarnă. Toamnă-iarnă, toamnă-iarnă, da. 2021-2022, așa că poate să intre fetele, pentru că am și eu aici două colege care abia așteaptă să-și aleagă un auzionăm și noi. Pe ceva ce-mi place. Da? Spune-ne mai multe despre colecția asta de toamnă-iarnă. În colecția toamnă-iarnă am folosit foarte multe tricoturi și în același timp l-am combinat cu materiale prețioase, cu voaluri. O să vedeți în următoarea ținută. Aici este o rochie cu un jnur care poate fi lăsată și mai jos și poate fi și scurtă și lungă. Avem haine super versatile, asta e ideea acestei colecții. După tot haosul ăsta din viața noastră, cumva ne ajută să putem să ne simțim bine în pielea noastră și foarte frumos. Această ținută, da. Asta merge la tine? Da. V-am simțit, mai citit? Am simțit, da. Am folosit voaluri și printuri ca să ne simțim feminine și bine în pielea noastră. Deși foarte mulți s-au axat pe training-uri, pe lucruri foarte comode de purtat în casă în ultimii 2 ani, voi ați reușit să faceți foarte multe modele de training-uri sau de lucruri care să fie extrem de comode, dar care să pară mai prețioase. Cât de greu a fost să îmbinați? A fost destul de greu, a fost o trecere de la haine. Noi lucram, mergeam în direcția office, la o zonă care să fie și chic și cool și purtabilă. A fost dificilă trecerea, dar suntem foarte mândre de ce am reușit. Asta-i să... Foarte, foarte da. Bine! E o combinație de stiluri aici, nu? Da, e o combinație de stiluri. Este acest hanorac supradimensionat cu aceste tăieturi pe mânecă, cu fusta de voal care am folosit în continuare asimetriile. Ne place. Unde sunt bancatele? Da. Foarte versatilă. Practic, orice femeie cred că își poate găsi ceva de îmbrăcat exact. Printre aceste ideea... obiecte vestimentare. Să reușim să aducem, să aibă orice femeie să aibă acces la noi, să se poată îmbrăca la orice eveniment din viața ei. Pentru dar... bărbați aveți o linie de... Nu, eu aveam altă întrebare, dar da? Tu zici că bărbați n-avem pentru bărbați. Nu. Asta e, domnilor? Nu. Dar eu voiam să te întreb, având în vedere că e și mămică, pe când, pentru că mă interesează în mod expres acest subiect, pe când o colecție și pentru mame și pentru fiice, care să fie la fel, pentru că eu am o matching fată, matching outfits, evident, pentru că am pe cineva acasă care dorește toate lucrurile pe care le-am și eu. Probabil că în vara anului viitor o să scoatem împreună. Da, putem să facem. Uh,
Drăguțe, doamne. Wow. Deci ia uite, ia wow. Asta pentru Gabriela. Să ne aici înțelegem. O altă da. Parte a colecției noastre, care este inspirată din tapiseriile vechi. Acesta este jacquard, așa se numește materialul. Super. Și sunt cumva niște piese neconvenționale cu cambrate, pantaloni scurți, mm-hmm. acei umeri. Umerii aceștia foarte frumoși. Sunt greu de realizat? Da, sunt greu de realizat, dar merită. Femeile sunt foarte fericite când... După cum te observa, sunt foarte fericită dar când am umeri. Dar și mie îmi plac umeri, ești la nebunie, mi se pare că îți creează silueta aceea de clip. Și mie îmi plac, dar eu vreau să vă zic că eu nici n-am pernițe, așa sunt umerii mei. Și nici nu s-ai încordată. Deci nu s-a... Avem wow. o rochie cambrată cu niște umeri supradimensionați. Și asta îmi place, o să iau pas. Un decolteu în V care avantajează orice tip de siluetă. Bine, acum noi trebuie să mai slăbim puțin. Da. și apoi o să putem să ne îmbrăcăm. Dar e și bine, cu... ne-am apucat e și bine, de ne-am sport. Apucat de sport, deci acum bine, eu cred că hainele astea se pretează pe orice tip de siluetă. Asta adică nu trebuie să intrăm în rochia, asta. Exact. Putem să mergem și o mărime, două, trei, mai în sus. Doar două, trei. Ce să zic? Eu abia aștept. Sunt curioasă, doar femeile din România pot să comande aceste ținute sau livrați și în străinătate? Livrăm în toată lumea. Vindem foarte mult și în afară. La început vindeam mai mult în țările nordice, dar acum ne-am extins, vindem mult și în America. Mm-hmm. În ce țară aveți cel mai mare succes, ca să zic așa? Acum sunt împărțite. Vindeam cel mai mult vindeam la un moment dat în Olanda. Pot să mă ridic și eu acum. Da. Wow. Acum. Da. Și a patra. Iată. A patra. Eu nu știu să prezint, deci să ne înțelegem. Nu e nicio idee. Arată foarte bine. Seturile monocromatice se poartă în continuare și pot fi adaptate la orice situație și o să arăți cool. Da, merg și cu, acum vă zic din propria experiență, merg și cu pantofi și cu bocanci și cu tenis și am încercat, bine, în ultimul timp se pare că eu nu am ieșit din acest set, dar e ok, asta înseamnă că mă simt foarte bine în el. Și apropo de export, știu că e foarte greu cu producția la noi în țară, pentru că am avut o experiență în acest domeniu. Mi-am dorit să fac ceva care era foarte părea că va fi de mare succes, însă am întâmpinat enorm de multe probleme pe partea de producție, în sensul că nu mai ai unde să te duci, să-ți facă oamenii hainele. La voi cum e? Așa este, noi avem intern unde facem creație și toate comenzile și avem fabrici partenere cu care lucrăm. Am înțeles. Dar, într-adevăr, pe serii mici este foarte complicat să găsești producție în momentul ăsta. Am înțeles. Deci, mai bine pe serii mari, exact. Pe cai mari. Așa și este. Cu Dumnezeu înainte, să iasă bine. Ce pregătiți deja pentru anul viitor? Înainte de anul viitor, mai avem o parte din această colecție, o continuare a colecției, unde avem apreschi și venim la foi. Vă așteptăm cu mare nerăbdare. Și rochii pentru sărbători, piele, glitter, paiete. Doamna, deja a intrat în când se întâmplă asta? În 3 săptămâni. Perfect. Excelent. Vă așteptăm cu mare drag pentru... fetele, doamnele care vor să se apuce acum de un business, care e primul sfat care îți vine în minte și pe care ai putea să-l dai așa, dar din toată inima și sincer? Să fie conștiente și să fie sigure că își doresc asta, să fie perseverente și să nu-și imagineze că antreprenoriatul este mai ușor decât un job, că nu este, muncești tot timpul. Iată, au fost câteva așa sfaturi e. Pe care doamnele și domnișoarele ar trebui să le rețină. Exact. Luxandra, îți mulțumim tare mult că ai stat alături de noi și te așteptăm cu apreschi, cât mai curând cu celelalte colecții.